Ajutorul de minimis pentru achiziționarea de rezervoare de răcire a laptelui urmărește sprijinirea crescătorilor de animale care dețin până la 5 capete de vaci de lapte și care se organizează într-o singură formă asociativă constituită la nivelul localității. Pe cât de bună pare ideea la prima vedere, pe atât de dezavantajoasă este pentru comunele care au primit pe parcursul anilor statutul de oraș. Un exemplu este localitatea Tismana, care din 2002 nu mai este comună, ci oraș. Aici două asociații au cerut sprijinul oferit de stat, doar că oamenii s-au lovit de refuzul autorităților. Avem numai de pierdut de pe urma statutului primit, spune primarul, care recunoaște că numai oraș nu este localitatea pe care o conduce. De când am intrat în Uniunea Europeană, am avut numai de pierdut. Nici măcar, vă dați seama, Tismana are în componență 10 sate, care se alătură axei principale, singura urbană, și în ăștia 10 sate noi avem foarte multe animale, avem 4 asociații, iar prevederea asta ne dezavantajează vădit. Cum să vă spun, cei care locuiesc în cele 10 sate practic sunt mediul rural 100%. Dar cu toate astea, ștampila este de oraș și vă dați seama că sunt din cauza asta tot felul de lucruri de neînțeles pentru noi. De aceeași problemă s-au lovit și asociațiile formate în localitățile Novaci și Turceni, unde, pe motiv că programul se adresează doar fermierilor din mediul rural, au primit un refuz. Din informațiile pe care noi le avem în discuțiile cu primăriile, au fost depuse 4 asemenea cereri. Din păcate, 3 cereri au fost depuse în orașele și municipiile din județul nostru și e vorba de orașul Novaci, orașul Tismana și Turceni. Specialiștii noștri verifică modul în care au fost îndeplinite condițiile și cerințele și întocmesc situațiile centralizatoare pentru decontarea acestor sume. Quantumul sprijinului financiar este de 22.310 lei per formă asociativă pentru achiziționarea unui rezervor de răcire cu capacitatea de 1.000 de litri. Suma cuprinde costurile aferente achiziționării, instalării tancului de răcire a laptelui, instruirii necesare pentru utilizarea acestora, precum și asigurarea servisului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor într-o singură tranșă, iar aceștia sunt obligați să mențină numărul de vaci de lapte deținute la data acordării banilor.